În schimb, antrenorul Igor Dobrovolski a luat în Georgia toate cele 6 achiziții ale Daciei din această vară. Printre ei se află și cel mai scump transfer al Verii Moldova, muntenegreanul Janko Tumbașević. Mijlocașul de 26 de ani a fost cumpărat cu circa 200.000 de euro de la Voivodina. Club Dacia is very good. They play Champions League and I hope so we play well in Georgia. Dacia se află cu moralul bun după ce a reușit să câștige Supercupa Moldovei, dar înțelege că nu va avea viață ușoară în Georgia. Считаю, что прошли хорошую подготовку. Посмотрим, как сложится игра. Опытная команда, есть опыт на Лигу чемпионов и не знаю, будем бороться, будем бороться. Campioana Moldovei va susține primul meci cu Zestafone miercuri de la ora 19, returul fiind programat peste o săptămână la Chișinău. Învingătoarea se va califica în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.